Salut, prieteni, sunt organizatorii ale Videoinfo și azi vom vorbi despre CSS și în particular despre element selector, adică poate cel mai comun selector din CSS, care, cum spuneam, se numește element selector, adică cu ajutorul lui putem să țintim un anumit element din fișierul HTML. Bun, în primul rând, vă sfătuiesc să folosiți pentru această serie de tutoriale acest cod editor, deci un editor de cod foarte modern, care a ajuns la varianta 1.2, vedem, care se numește Brackets. Da, îl găsiți foarte repede. În primul rând este, să vă fac așa o mică prezentare, este în primul rând este free, deci este gratuit și este realizat de cei de la Adobe Systems și este bine să-l folosim pentru că el putem să-l updatăm în continuu. Este un open source, adică toți care se pricep pot să participe la updatarea lui, la upgradarea lui și pe zi ce trece, putem spune, devine cât mai interesant și mai puternic și ne ajută să scriem codul nostru, că e HTML, CSS sau Java, cât mai repede și mai plăcut. Bun, se downloadează foarte ușor, dar dacă dați pe Google un search așa la brackets, vedem că primul site ne apare chiar acesta, unde scrie clar, da, Modern Open Source Text Editor that understand web design. Bun, pasul 2 evident este să-l downloadăm, și îl instalăm în sistemul nostru, după care poate fi folosit fără să ne registrăm sau să plătim ceva pentru dânsul. Bun, cum arată? Arată așa, deci foarte bine, putem să-l manipulăm cum vrem noi, da, în fereastră foarte ușor. Are mai multe extensii, de fapt o grămadă de extensii pe care le găsim aici în această bară de unelte, da, în partea dreaptă. Dacă dăm un click pe Extension Manager, ne apar toate extensiile care sunt la ora actuală. Și citind aici fiecare ce face, putem imediat să le instalăm, da, dăm un install, se instalează și putem să instalăm ceea ce dorim noi ca să ne ajute în scrierea de cod pe care o realizăm noi. Bun, acum să trecem la acest selector de care spuneam, este cel mai comun folosit în CSS, adică este primordial, pot să spun, este acest element selector, adică cum putem noi să țintim ca să-i dăm un stil unui element HTML. Bun, în primul rând deschidem folderul pe care o să-l aveți și voi. Da, se numește, se va numi selector și așa voi face de acum încolo pentru aceste tutoriale. Voi avea un fișier, da, un folder în care voi introduce fișierul nostru HTML și cel de stil, style, adică CSS-ul. Foarte simplu de deschis în brackets. O să mergeți la File, Open Folder și deschidem fiecare folder care va ține de tutorialul respectiv. Și în momentul ăla o să aveți aici în partea stângă și fișierul HTML și CSS-ul, cu care puteți să, dând o bifă, da, pe fiecare, un click, trecem de la HTML la CSS. Foarte simplu.
Bun, în primul rând să studiem puțin structura acestui fișier HTML și vedem că, în primul rând, da, după declarația de HTML, HTML5, da, care cea mai e foarte simplă, doctype HTML, îmi asum că știți, aveți o bază oarecare de HTML, că ați urmat cursurile de HTML de începători de pe acest site, după care avem acest element care face legătura cu CSS-ul, da? Cu fișierul CSS, pentru că ne trebuie ca aceste două fișiere să se înțeleagă între ele, să se vadă între ele. De-aia are acest href, da? Link Relation Style Sheet și href Style Sheet Style CSS, adică acest fișier style care se află în aceeași folder cu trebuie să afle în aceeași folder cu fișierul HTML. Fiind în aceeași folder, cu acest element introdus în HTML, cele două lucrează împreună, style CSS cu HTML-ul. Bun, să ne uităm puțin la structura acestui HTML, deci avem header, după care evident meta CSS, title, avem un titlu, cum am spus, elementul nostru de legătură cu CSS-ul, după care se închide elementul head și în body avem toată structura, adică ce se vede în pagina noastră web, ce se va vedea în pagina noastră web. Cum vedem, avem un articol, da? Acestea sunt niște elemente introduse în HTML5 pentru a ajuta să formatăm o pagină web. Și în articol ce mai avem? Un H1, da? Un header de nivel 1, un paragraf, de fapt două paragrafe în articol, da? Iar un H2, adică un header de nivel 2, un paragraf, după care avem un element aside, în care la rând în el se mai află iar un header nivel 2 și un paragraf. Deci o pagină foarte simplă pe care putem să o vedem imediat. O să șterg acest style pe care l-am dat eu, pe care îl vom analiza împreună pentru a demonstra cum putem să adăugăm acest selector. Element selector. O să șterg, dar să nu șterg, să arăt unde vom ajunge noi. Mergem în partea, selectăm în primul rând, trebuie să avem HTML-ul, da, fișierul selectat în primul rând și mergem în partea dreaptă aici, sus unde avem un live preview, da, dacă ținem puțin apăsat, ținem în acest, o să vedem live preview, dăm un click pe acest fulger, bun, se deschide pagina noastră și vom da acest stil paginii noastre, adică fișierului HTML cu ajutorul CSS-ului și cu acest tip de selector care se numește, repet, element selector. Bun, voi la style o să șterg ce am făcut noi ca să vedem unde vom ajunge. Apăs pe del, foarte simplu, pe delete și încep să mă uit acum ce vreau eu să, ce stil vreau să dau. În primul rând aleg elementul body, da? Atunci merg la style CSS și vreau să-i adaug un stil acestui element. Adică tot ce este cuprins în corpul paginii noastre web, da? În body. Merg la style CSS, foarte simplu, un enter ca să avem și un spațiu mic. Vedem aici un comentariu, așa se scrie un comentariu în CSS. Bun, și trecem la treabă,
selectăm acel element, foarte simplu, scriem direct body. Deci în momentul ăsta acest element din CSS țintește exact, o să dea un stil acestui body din HTML. Bun. Merg la style CSS. Urmează o paranteză de genul acesta și începem să îi dăm stilul pe care dorim noi. În primul rând îi schimbăm fontul, font family. Îi schimbăm familia fontului în Arial. Ok, vedem cum live preview funcționează imediat. Se schimbă configurația paginii noastre în funcție de stilul pe care îl adăugăm. De aceea acest cod editor brackets e chiar foarte bun. Nu știu dacă mai există și ceva la altele, eu nu am întâlnit. Bun, după care o să-i schimbăm și mărimea fontului cu un font size. Ok. Le dăm două puncte, aceasta este sintaxa, 90% din defaultul care îl dă browserul. Bun, două puncte și am încheiat acest stil pentru body și închidem paranteza. Bun, ce mai vrem să dăm acum acestui header, da? Uităm la pagina, la HTML și vrem să-i dăm un stil acestui header H1. Iar un lucru foarte bun pentru acest editor brackets, da? Vedem care este. Dând un click pe tag, pe tagul H1, vedem cum imediat în partea stângă în browser se selectează H1 și vedem imediat la ce element ne referim. Ceea ce contează foarte mult, zic eu. Mergem iar la style și pornim iară să îi dăm acestuia un stil. Deci H1, foarte simplu, îi dăm denumirea lui din HTML, da? H1 și cu aceeași sintaxă de a CSS-ului voi da font family. Ok, vedem cum mi-o ia înainte, atât de deștept e în brachetul, da? Încă găsește imediat atributul pe care îl urmăresc eu. Font family, să-i spunem Georgia. Ok. Mai vreau să schimb mărimea. Iară. Family. Două puncte, 1 punct, spunem 8m, font weight, iar ne ajută în brachetul normal. Suntem atenți la sintaxă, da? Sintaxă să întotdeauna punct și virgulă după fiecare atribut și valoare. Iar închidem aceste paranteze, suntem atenți, da? Dacă dăm un click, chiar ne ajută brackets-ul, urmărește imediat cel paranteza de deschidere și cea de închidere. Suntem atenți mereu să avem deschiderea și închiderea pentru fiecare element CSS. Bun, după care mai adăugăm un stil header 2. Header 2, H2, iar deschidem paranteza, poate e mai bine să ne obișnuim, da, să deschidem și închidem în același timp, ca să nu mai ne facem griji, că se poate uita, evident, închiderea paranteze și după aia nu mai se aplică absolut niciun stil. Ok, la acestui header 2, da, titlul 2, pe care le avem, vedem cum e și selectat, avem de-a face cu heading 2, care este acesta și acesta care se află în elementul, cum am văzut noi, în
HTML în acel element aside. Bun. H2. Hai dăm și aceste o font family. Tot Georgia. Bun, vedem instantaneu, da, în live preview cum se schimbă stilul nostru. Îi dăm și acestuia o altă mărime. De data asta mai mică, că avem de-a face cu un header 2, un H2, 1.4. Și un font weight, iar tot normal. Ce ne mai rămâne de selectat cu acest element selector? Evident, acele paragrafe, ne uităm acum în HTML, deci ruba HTML, și avem aceste paragrafe pe care vrem și acestora, vrem să le dăm un anumit stil. Bun, pentru a le da, evident, îl selectăm, adică trecem direct pe, cum am văzut, și acestuia doar îi voi schimba culoarea să fie ceva mult mai evident. Color și trecem red direct, închidem paranteza și vedem acum cum s-a aplicat acest stil pentru fiecare element în parte. Deci foarte simplu, da? Am selectat fiecare element și cu ajutorul atributelor și valorilor CSS-ului i-am dat l-am formatat, i-am dat o stil pe care am dorit eu. Bun, cam asta e de spus cu acest tip de selector, dar vom continua în tutoriale următoare cu următoarele care sunt mult mai specifice. Vedem în CSS putem să folosim mai multe stiluri de mai multe genuri de selectori. Bun, mulțumesc pentru vizionare, ne vedem la următorul tutorial.